Muzică folk, dans aerobic și gimnastică ritmică sunt doar câteva dintre momentele prezentate în spectacolul caritabil dedicat persoanelor instituționalizate de la așezământul Mihail și Gavril din comuna Slobozia, județul Giurgiu. Evenimentul a avut loc sâmbătă dimineață în incinta sălii de sport a școlii gimnaziale Academician Marin Voiculescu din municipiu. La școala Academician Marin Voiculescu, astăzi, într-o zi de duminică, se va desfășura un program cultural-artistic inițiat de Clubul de Gimnastică Ritmică din București, împreună cu noi, cu școala. Și ne bucurăm foarte tare să avem printre noi astăzi copiii de la așezământul Mihail și Gavril din comuna Slobozia, județul Giurgiu. Vrem să-i mulțumim pe această cale și domnului deputat Nicolae Florian, care a sprijinit această activitate deosebită, spunem noi, care urmează să se desfășoare în școala noastră. Am inițiat acest proiect, este un spectacol caritabil pentru copiii de la așezământul social Sfinții Mihail și Gavril din Slobozia. Am adus fetițele de la Clubul Sportiv Ritmica din București, o să facă demonstrații, exerciții pe care ele le-au prezentat și în campionate internaționale, avem medaliate și în Serbia, în Bulgaria, în Bosnia. În cadrul spectacolului, copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani de la Clubul Sportiv Ritmica din București, împreună cu elevii școlii numărul 8, le-au oferit celor prezenți adevărate reprezentații de dans și gimnastică. Folclorul a stat la loc de cinste și de această dată cele trei eleve de la școala numărul 8 împreună cu colegilor mai mici au cântat și au dansat împreună cu publicul spectator. Cei prezenți au avut parte de o surpriză. Alături de ei a venit una dintre persoanele care nu a putut rămâne indiferentă la nevoile celor cu o situație socială precară. Deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, sponsorul oficial al acțiunii caritabile, l-a stat alături timp de o oră. La finalul spectacolului, atât gimnastele medaliate la competițiile internaționale, cât și cei care au întins o mână de ajutor la realizarea acestui eveniment au fost premiați. Doamne Nicoleta Mihai, directorul școlii în care ne aflăm. Domnul deputat Nicolae Florian, care ne-a sprijinit în derularea activității de astăzi și pe care îi mulțumim foarte mult. Nu am pus la dispoziție sonorizarea corespunzătoare. Anul următor promit să mă implic și eu în asigurarea corespunzătoare a sonorizării, pentru că spectacolul a fost minunat. La mulți ani, să ne trăiți, să fiți sănătoși! Și să vă aducă nouă oameni pe ceea ce dumneavoastră vă doriți.
Bucuria și emoția a putut fi citită pe chipurile copiilor de la așezământul Mihail și Gavril, în momentul în care au primit alimentele necesare pentru sărbătorile de iarnă, jucăriile și îmbrăcămintea. Coordonatorul așezământului, Veronica Ștefan, s-a arătat foarte mulțumită de inițiativa celor implicați în eveniment și a spus că darurile primite îi vor ajuta pe cei 40 de copii și 10 mame să simtă cu adevărat mireasma sărbătorilor de iarnă. Ne vor ajuta pentru că vin sărbătorile și pe masă trebuie să fie din belșug de toate, așa că cu siguranță sunt de ajutor și de binevenite. Spectacolul a fost un succes, iar cei ce au prezentat momentele artistice au spus că nu se vor opri aici și că vor răspunde afirmativ la orice acțiune caritabilă.